În partea din spate, autovehiculele sunt dotate cu două lumini de culoare roșie pentru poziție. Două sau trei lumini de culoare roșie cu intensitate mai mare decât acelor de poziție, în cazul frânării. Două lumini de culoare galbenă pentru semnalizatoare, semnalizator stânga și semnalizator dreapta. Aceleași două lumini de culoare galbenă în cazul conectării avariilor. O lumină de culoare roșie cu intensitate mai mare decât a celor de poziție, în cazul în care cuplăm lumina de ceață sau stopul de ceață. O lumină de culoare albă în cazul în care cuplăm în marșarier. Tot în partea din spate mai avem o lumină de culoare albă pentru iluminarea numărului de înmatriculare.